E Rose din Titanic. am, am pus bine? Da. Zi, cel mai cunoscut cu președinte al Americii. văd dacă e bun și ghicesc. Uh, am pus bine? Da. E, își face cascadorile singur. Tom Cruise. Uh, zii, din Oppenheimer, ăsta ce are fizician. Uh, am pus să închid ochii, dar pare că puteam este? să The, I'm just Ken. Zi, ăsta care a inventat Facebook. Uh. Batman in The Dark Knight. Mam, fotbalistul meu preferat. Așa, știi Hunger Games? Da. Tipa. Da, vezi tu, acum iar, tu ai din ăștia președinți, scriitori. e scriitor de dragoste, asta cu Julieta. Nu William Shakespeare. Da. O scris Romeo și Bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast, episodul 8. O să disecăm niște filme astăzi cu Florin Rogojinaru. Salut! N-am fi zis noi că am ajuns la 8. Da. N-aș fi zis eu că ajungem la 8. Da, eu da. Mm. Eu, știi că la început am pregătit 10 episoade. Cu ocazia asta vreau să le spun oamenilor să-i rog frumos să ne dea subscribe aici pe canal, să ne lase comentarii, să interesați, să ne dea sugestii de filme, sugestii de scenarii, ați ajutat -o mult pe Alisa și să ne urmăriți peste tot. Suntem pe Instagram, Timișoara Film Society, pe TikTok, pe tfs.ro, peste tot aveți contactul nostru. Vreau să începem așa. Vreau să-ți spun eu trei seriale. Eu cu serialele, vreau să încep cu serialele pentru că la nu sunt familiarizată cu serialele la modul că nu prea am răbdare să aștept episoadele. A, ah, bun. Dar îți plac serialele care apar toate deodată? Adică da. Adică Netflix-ul da, le dă pe toate deodată? Da, așa da. În celelalte da. platforme cam stau cât de la săptămână la săptămână cât un episod, deci ceea ce stem... e bine și asta ce am urmărit eu și urmăream când încă se filma, că s-a tot filmat. Și e numărul unu pentru mine, The Walking Dead. De ce este serialul tău preferat? Asta e serialul meu preferat, am fost îndrăgostită de Rick. Am fost da, acolo da. cu el când l-au scos am zis, mamă, oh, nu, de ce? Și de Daryl, astea sunt personajele mele preferate. Și păi cumva... ei erau și personajele principale, sau Nucleu cumva. Nucleu, da. da. Na, și îmi plac personajele negative, Negan care are povestea lui și. Mi-e genul ăsta de seriale îmi plac, care te țin cu sufletul la gură, că nu știi ce se va întâmpla, și îmi place foarte mult într-un serial, fix chestia asta, când moare sau în cazul Walking Dead, dispare personajul principal. Mi s-a părut un twist la care nu. Nu l-am văzut. Dar m-am documentat despre el pentru că era foarte solicitat în comentarii, exact cum ai cerut tu comentarii la începutul podcastului. Și eu mai făceam asta și fac asta pe TikTok și multă lume lăsa comentarii despre The Walking Dead, despre Eric. Și atunci de aia am citit puțin și am aflat că el a dispărut, toți îl credeau mort, dar a reapărut ceea ce a fost un șoc. Și da, o chestie foarte interesantă, să faci asta într-un serial, dai un șoc, un. adică poți să te sperii că multe o să zic, eu nu mă mai uit. A că a plecat personajul principal, eu nu mă mai la serialul ăsta. Când a apărut următorul sezon, fix după ce mi-a luat un timp să mă uit, să știi, să mă uit din nou. Că <laughs> era acedat. atât de supărată că a plecat el, că era main-ul, a fost din episodul 1 și totu toată acțiunea se învârtea în jurul lui, cumva. Dar din ce știu eu, s-a terminat Și pe sezoane. Da. Că mulți mai. mai... Dacă apare sezonul 12, uh, dar nu, cred că nu mai apare. -are... Au făcut The Walking Dead Rewind da. cu, uh, Nick, cu Rick și cu Michon. Dar ai altă poveste acolo. Exact, exact. E ca și când ar fi un alt serial. Dar nu se pare că au rugit o prea mult. Ba da. E prea mult. Ba nu? Da. Adică da. e mai bine să te oprești când ești în top, să fie bine, mamă, când toată lumea te place și-și mai dorește, că e frumos, e faină senzația asta de. Să zic oamenii, aș mai fi vrut din serialul ăsta, dar mă bucur și că s-a terminat m-a s-a terminat aici, sus. Mm -hmm. Că de multe ori când o lungești, nu mai e, nu mai e ce trebuie. N-am văzut The Walking Dead, dar am auzit doar recenzii bune. Adică am și colegi, iar că nu e un serial doar pentru copii, dar care a prins și la copii, și la adolescenți, și la adulți. Adică e pentru toate categoriile de vârstă și e puțin horror așa pe alocuri, nu? Cu, da. cu zombi, da. cu astea. Da, 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 e horror. La un moment, dacă ai zis de copii, e Carl, care e copilul lui Rick. Își pierde la un moment dat un ochi, îl sal reușește nice. în toată apocalipsa, practic, o apocalipsă să-l salveze, și cumva, așa asta are, are, are multe părți frumoase. Mi-e frică să mă apuc că e prea lung. Deci ca e lung. Să... Da, da, e prea da, lung. Da, da, da. Și s-ar putea la un moment dat să schipui. Deci ți-am zis, după ce a dispărut Rick, efectiv următoarele episoade de skip, 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 pentru că nu, nu mai. Era la fel. Și am și citit că atunci a început să meargă în jos și au mai făcut încă 5 sezoane. A, deci vezi, asta a fost da. un pic. Deci oamenii chiar au zis, nu mă mai uit, pentru da. că vezi, ai cu două tăișuri. Zici, bă, putem să dăm o bombă din asta, scoatem personajul principal, să vedem ce zic oamenii. Dar au văzut că oamenii, a, nu ne mai uităm, l-au adus înapoi. Da, nu e rău, dar Altul care îmi place, tot pentru personajul principal, The Mentalist. A, îmi place Patrick Jane, îmi place cum joacă și îmi place, uite, acolo nu-i nevoie neapărat, decât pentru povestea cu Red John, care e criminalul principal, dar poți să mai schipui, știi? nu e un serial care-i făcut episodul Trez... să fie 100% legat între fiecare episod are câte un caz care mi se pare foarte fain și fain că vezi perspectiva de... De ce să-ți placă un serial în care știi că în fiecare episod îl rezolvă cazul? Știi Lucifer? Știu. Eu sunt, uite, mentalist cu Lucifer eu îi pun cam în aceeași oală. N-am fie... văzut Lucifer, dar știu da, despre celălalt. E aceeași mă... temă cumva. Ăla reușește, bine, tot așa că citește omul dacă el are putere și poate să intre în mintea lui sau să îl poate face să spună adevărul. Și mi se pare, băi, la modul în fiecare episod, cum ai zis tu, nu trebuie să văd episodul 1, 3, 5, pot să le văd oricum, numai. Na, are o logică poate dacă se mai înfiripă și mai apar personaje, dar nu trebuie să le vezi neapărat într-o ordine, pentru că fiecare episod e un, un caz nou. Se întâmplă ceva nou, dar personajul principal are un conflict, o tensiune pe la mijlocul episodului, dar la final e povestea frumoasă. Nu îmi place. Nu îți place. <găt> da, îl, îl știu, serialul l-am văzut, pentru că se dădea și la televizor. A fost o perioadă da. când a fost pe TV, înainte să fie platformele de streaming, așa în vogă, era pe TV seara și atunci m-am uitat. Da, da, era mai micuț, da, îl știu, știu despre ce e vorba, dar iară, nu e un serial. Știu că te prinde, dar mă, mă satură că știu că în fiecare episod se termină cu bine. Mm -hmm. Și el iese cu capul sus, cum ai zis tu nu moare, nu o să moară niciodată, că fără el chiar nu s-ar putea. Asta ăsta e genul de serial care nu s-ar mai putea face fără el, că nu. Fără personajul principal. Da. Și al treilea, probabil din cauza că în copilărie m-am uitat la telenovele, e Narcos. Pentru mine, da, primul Narcos, cu Escobar. Da, da, Adevărat, ai Mexico, m-am uitat, dar nu cu atâta pasiune cum m-am uitat la Escobar, deși cumva știu povestea, la modul că am urmărit despre el, am urmărit el ceapă, ce s-a mai făcut în, în jurul Asta ultimul, Cu Griselda. Da, cu Griselda, dar mi se pare că în Narcos, atât de bine lor umanizat, da. că nu putei să nu-ți cu. Antagonicul. Efectiv nu puteai să nu -ți nu vrei Nu vrei să moară. Nu, Așa, nu, da, nu exact. Nu. Dar, uite, Narcos l-am văzut și eu și intră și în top 10 serialele mele preferate. Adică e pe acolo, pe undeva în listă. Mi-a plăcut exact cum ai zis tu. S-au ținut foarte mult de realitate, cum s-a întâmplat, mie îmi place mult scena aia cu copilul când dă foc la 2 milioane de dolari ca să o încălțească pe fică sa, mi se pare top. Când arată mă, bacnote, teancuri de bani roase de șobolani legate cu elastic și putrezite, Mamă, mi se pare atât de tare că ă, asta se întâmplă cumva fiul lui încă trăiește. Și mi se pare tare că e cumva din aici, din perioada noastră ce s-a întâmplat Bine mai departe de noi și cu mafia aia de acolo Dar buni actorii, bun ăsta personaj principal din Narcos Și ăsta ce joacă în serialul The Last of uh, 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 Javier uh, Peña, cum Dumnezeul îl cheamă? Da, ăsta ce joacă da, din e, The Last of Us Nu, e Pedro Pascal, Pedro Pascal da. Da, da. da. Foarte bune personajele da. astea și blondul, polițistul da. celălalt Foarte bine, foarte bine puse foarte bine. Da, și uite, vezi, la grisel, Griselda nu mi se pare atât de bun, dar a fost marketingul mare și s-a uitat și atunci iar a prins. E cu narcos acolo, se bat serialele despre narcoman și mafia, Asta două sunt top. Da, uite, narcos am văzut și mi-a plăcut. Și la tine top 3? Ce îmi vine repede în minte, am așa, Game of Thrones. Game of Thrones chiar m-a prins și uite, a fost, e singurul serial pe care l-am așteptat de la săptămână la săptămână, exact cum e. Și așteptam să se, cred că îl descărcam, cred că nici nu erau când a apărut Game of Thrones, nu mai știu unde mă uitam la el, pe ce platformă era, a fost de la început pe HBO Max, nu? A fost? Nu cred. A, că fost, a apărut nu? ulterior. În fine, Game of Thrones e serialul meu preferat și da, uite, dar și la Game of Thrones mi se pare că l-au lungit. Iar cu finalul și toată lumea ce cu ultimele două sezoane de umplutură, dar și marketing, adică nu știu dacă mai ții minte scandalurile din ultimele două sezoane când s-a găsit o, o din asta de cafea de Starbucks. Într-un episod, lângă da. dineris acolo la masă, jos, era un pahar de Starbucks. n cum la atâția oameni că sunt pe set la un serial precum zic Game of Thrones. Clar că l-au lăsat intenționat. intenționat. Eu așa zic că intenționat și că ar fi primit foarte mulți bani pentru asta. Și a mai fost o greșeală Cred că apare undeva, se vede iar în fundal o sticlă de apă plată, de plastic. Cred că s-a filmat scena, cineva a băut apa, a lăsat-o, au filmat și, na, cred că n-am la edit, n-am mai avut, nu știu cum, când iarăși nici la edit, că nu editează un om, acolo sunt zeci de oameni. Cum naiba să vezi, să ratezi o, un pahar de cafea sau o apă plată? Nu e. A fost, dar E rămâne unul dintre serialele mele preferate Game of Thrones, și actorii, adică orice filme au apărut cu Jon Snow uh -huh. și cu, cu Blonda, cu Daenerys, m-am uitat la ele. Serialul pe locul 2, ca și preferat al meu, ar fi, vreau să zic, Suț, Un pic, da. Mie mi-a plăcut, dar uite, așa nu le-am gatop. mi-a plăcut Suți, mi-a plăcut New Amsterdam. Nu știu. Să nu, știu, știu New Amsterdam, New Amsterdam nu știu New Amsterdam. Amsterdam a fost în vogă și pe TV, și a fost și pe Netflix, și acum cred că e și pe altă platformă. E cu un doctor ca, căruia îi moare soția, îi moare okay. uh, și el trebuie să rămână singur să-și îngrijească fata. Și ia un spital și e doctorul care mereu când venea un pacient spunea, spunem cu ce poți să te ajut. Adică era doctorul care, indiferent că prin spital era agitat, era aglomerat, dacă venea cineva disperat, cu ce poți să ajut? How can I help? Era da, top. Și el mereu se străduia să facă bine pentru spital, bine pentru pacienți. Eu cred că în primele două sezoane am plâns la fiecare episod. Adică super dramatic și mi-a plăcut mult. Eu am stădat ca și, nu știu dacă ai văzut The Good, The Good, Doctor, cred că e acum, iar e pe Netflix, mm -hmm, a apărut stii. sezonul 5. Am văzut doar 3, nu, nu l-am văzut. Bun. Mie mi-a plăcut Spartacus. Uite, un serial da. foarte vechi, A, nu e mai vechi. nu știe lumea de el, dar da. bun Spartacus. Iar m-a ținut să mă uit acolo. Deși multe scene, fiind adolescente, erau multe scene mai de ochiate, că spartanii mergeau dezbrăcați, stăteau împreună pe acolo, să iubea cine cu cine voia și mai intra mai mea în cameră și dacă erau scene de era, închideam laptopul, părea că mă la alte chestii. Spartacus, am zis suț, Narcos, ai spus tu. Asta zic unul, Uite, am văzut. Uh, bă, unul de pe Netflix original, hai să zicem unul original Netflix, care a fost bun. Zim tu unul și zic dacă mi-a plăcut și mie. Zim dacă îți vine ceva, mi un alt serial foarte cunoscut. Original de Netflix? Da, făcut de Netflix. A, ah, uite, le am pe astea, Stranger Things, ah, Stranger care, Things, da. da. Uh, uite, uh, 13 motive, 13 Reason Why cu adolescenți Asta care, de acum, a, Three Body Problem. A, Body Problem. Ah, nu intră în top că e doar e primul, doar primul acum. sezon, da. Adică aștept să văd 2, 3-ul. Dar uite, 13 Reason Why, Sex Education. Eh, uh, acest genul văd. de seriale, bă eu pe care le recomand adolescenților, adică genul de seriale din care ai de învățat, da. adică cum să te obișnuiești cu euforia, mă, uite astea. Adică genul de seriale pentru adolescenți care nu doar că te prind pentru ce, ce fac adolescenții, dar tu ai de învățat că toți trec prin diferite schimbări, diferite situații, se confruntă cu droguri, cu nu te cunoști pe tine, nu știi pe cine iubești, cum iubești o fată, iubești un băiat, nu, înveți să te cunoști pe tine și serialele astea, cum e Sex Education, 30 Reasons Why, care vorbește despre depresie, despre suicide, și adică ating niște teme din astea foarte bune pentru adolescenți. Uite, asta iar îmi plac foarte da. mult. Iar unul care... Casa de papel. Casa ah, de papel. Uite, asta da, iar da, 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 Acolo iar lacrimogenul a fost pentru da, mine. Și da și, da, și acolo sunt momente în care te... Dar Berlin, vezi, nu m-a prins așa tare. Nu, nici pe mine. Deși, a, când da, vădut, la deci, când am văzut pe Netflix și când am zis gata, las tot. drumul, da. Dau drumul, două episoade și nu, da, nu, nu e la -am fel. Am da. uitat așa, dar nu. Iș, așa, nu prea. Și acum vine unul în minte în care nu am crezut, încerc să-l descopăr, să văd dacă sunt reale chestiile mie. Like a, da, și -a, iar e un fel de ca și cu de mentalist, nu? Da. Că analizează comportamentul, reacțiile. Da, o... mie mi-e foarte greu să-l cred de exemplu, Mevel crede foarte, crede foarte mult în el tot timpul, de exemplu, o reținu foarte mult din el. Mie mi-e greu să-l cred pentru că eu nu consider că, oam că oamenii pot avea aceleași reacții asta asta în percepție. Deci, că sunt studii, că te-ai făcut, da, da cu studii cu în spate, studii, da. da. Și vezi reacție mai exact, Dacă când îți spui adevărul, nu întoarce de o privirea sau uită-te, adică sunt diferite ter tipuri și că poate ai top 5 când cineva te minte. Și atunci vezi dacă a făcut mm -hmm. ăsta și ăsta, 3 și 2 adică iau niște puncte după care se iau Da. Da, iar mi se pare iar e genul de serial în care știi că în fiecare episod se rezolvă problema, dar e altceva. Da, dar e important cum, da, sunt diferite cazuri, finalul e același, dar e fain să vezi parcursul ăsta cum descoperă cum a pentru că sunt mai multe intrigi. Cineva a mințit pentru altcineva ca să acopere pe altcineva. Da. Da, telenovele și dacă ne, dacă ne ducem la filme, eu locul 1 nu, nu pot să-l departajez, Pentru mine, pe unul e Lord of the Rings o, o parte și cealaltă parte e toată seria Avengers, care eu îi ador, mă uit des. Cred că sunt filmele pe care le-am le pierdut și ru, n-am mai vrut să-l țin. Uh, în fiecare an mă uit la ele, poate și de câteva ori pe an. Nu te uiți la Home Alone, tu te uiți la Avengers, da, de eu la, la, Da, la Avengers și la Lord of the Rings. Și ceva care e fix opusul, seria The Conjuring, care Am, e pentru mine din partea horror. Da, tu mi-ai spus că îți plac filmele. Îmi place, mi-a plăcut foarte mult. M-a dat un pic peste cap când a, a făcut Netflix-ul documentarul despre. Da, da, mă, chiar, da unde cumva ai de mască și cumva... Să nu crezi tot ce ai văzut în filmele de Conjuring, pentru că de fapt și că oamenii ăștia ar fi pregătit tot. cumva toate scenele astea da. și au manipulat oamenii cât să creadă că sunt bântuiți și că... Da. Mamă, iar mi se pare mai blowing ca tu, soț și soție, să-ți dai seama că poți să păcălești oamenii că suferă de ceva și tu să câștigi de pe urma asta ca s-au scris cărți, numai că sunt filmele că de la cărți s-au făcut și filmele nu au făcut direct filmele și cumva, nu știu, să te gândești că tu ai făcut rău intenționat unui om că omul ăla e acum panicat că el e nebun, că aude, că vede chestii prin casă sau că nu sunt doar adulți ai implicat și copii, copii unul cu... din copii, că în documentar spune, care a fost posedat, de fapt era un fel de drog era dat de către mama lui, somnifere, la vârste foarte fragede, okay, pentru că voia neapărat să-i doarmă copilul. Că a, am auzit asta, mamă da. din asta nervoasă care vrea neapărat... Vrea liniște. Vrea cum... voia liniște și da. atunci... Și copilul s-a îngrășat, nu ca așa da, mi am văzut da, și eu documentarul. Da, copilul s-a îngrășat. Exact. Și somniferele acelea i-au dăunat atât de tare încât au avut halucinații, ceea ce e plauzibil. Da. Și dar cumva vezi ea doi soții, cum îi cheamă? Soții, nu mai știu cum, din The Conjuring. Cumva ei își dădeau... Uh, care au făcut Warren, soții Warren. Așa, așa, ei doi își dădeau seama că poate mama le-a făcut da. ceva copilor, dar n-ar fi spus. Ar fi continuat tot așa, că uite, copilul aude, trebuie să-l credeți. E ceva în casă, hai să facem asta, să facem niște ședințe de spiritism, sau nu știu ce. Adică Ca tot... Să da, tot... Um... Faceau bulgăre de zbadă, tot mai mare, să crească minciuna tot mai mult, copilul începea chiar să creadă, la un moment dat el poate chiar că se zbea, și copilul ar fi vrut puțină atenție și a încercat să zică că și imaginează că aude chestii, ca să primească atenție din partea părinților, avea și o soră parcă. Și el a început să se îngra da, făcea crize la masă și din astea, adică căuta atenție, dar iar e tipic adolescentin. Dar tu ca mamă să-i faci rău copilului tot. după aia tu ca doi adulți care erau doctori, Ris care erau doctori pe psihologi. Da, psihoterapeuți, da. Iar să vii și să amplifici toată problema copilului, mi se pare că sunteți bolnavi. Da, și felul în care se încheie documentarul, în care zice că Soții Warren, și în ziua de astăzi. Fac asta. Fac bani. De asta. Ah, din alea, da, da, da. da din din cărți tot ce au fost, încă da. se fac bani. Da, uite, vezi, seria de filme de conjuring sunt super apreciate. Da. adică lumea se uită la ele. Docu replic! Am fost. Cu un video am fost la denan, la Dănan 2. La 4DX. Și? V-ați speriat? Nu. Deloc? Da, Dar nu e nici rău film. Nu, mi-a plăcut, nu, 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 a fost filmat în România să mai vorbea și în România. În unul sau în doi? nu, în În unul. În unul la cârst, câr, cârța, da, carța, ceva, de Am și căutat fotografii. Și da, da. da. Deci ce mi-ai spus? Mi-ai spus de Conjuring, mi-ai spus stăpânile lor care e... Și Avengers. Da, trilogia perfectă asta cu, Lord of the Rings e cumva... Eu zic seria de șase. Că e cu hobbit că A, da, da, nu, nu, le poți, nu prea le poți despărți. e nu a plăcut așa mult cu piticea. Plăcut. Da, drăguț. am fost prins în poveste și unul din personajele preferate, Gandalf, care au apărut și acolo colo și colo și atunci, da. da. Dar a murit el. A murit, a trecut. Nu știu. Nu? nu, știu, ideea mă chiar habar Deci Și eu... la tine top 3 filme? Top 3 filme care să mă spargă. Eu am așa, cred că, că de-aia am pregătit o listă cu, cu, niște filme de Oscar și e, mie 300 mi-a plăcut, nu, Gladiatorul, 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 gladiatorul care, care a câștigat, da, care a câștigat Oscar în 2000, iar mi se pare filmul la care plânge, iar știi că mor aia pe acolo, că el se bate, că e foarte tare, da. juca bine. Da. El. Și se face partea a doua. Da? Da, de la Gladiatorul anul ăsta, cred că se filmează ceva. Dar nu cu apare. el. Ba, da. Cu el? Da, da. Poate. Poate să apară cu altceva, să apară și el ceva de genul. Da. Nu știu dacă nu o să joace. Nu mai știu cum îl cheamă. Dar se face și gladiator. Gladiatorul, partea întâi, e preferatul meu și mă bucur că se face și partea a doua. De... Nu preferatul meu. Intră în topul meu de filme mm -hmm. preferate. T Ai zis că te uiți la Avengers și astea cu supereroi în fiecare an. Eu nu mă uit de două ori la același film. Mm -hmm. Dar că mai vin prieteni mici dacă e un film bun, mă uit poate cu ei și mai vine să le povestesc înainte ce urmează să se întâmple. Deci am așa Gladiatorul. Mai am niște filme gen... nou uh, No string no text, fără obligații. Comediile astea romantice în care iar, ai de învățat că tu poți să fii gagicar, dar e mai bine că toți să ne căutăm cumva partenerul. E bine să te distrezi, să ai mai multe femei sau bărbați, în fine, ce-ți ce place ție, dar îmi place tema și morala de la final, că până la urmă toți ne căutăm sufletul pereche și vrem liniște, vrem să mi facem o familie. Adam Sandler, cred că e jucat din Da, da, în din astea. Rom, com, astea clasice, sunt unele, acolo mai am Alfi, în care el se și îmbolnăvește cu Jude Law. E un film, nu multă lume l-a văzut, tot așa, de prin 2006, în care ai o morală a poveștii. Deci, tu îți bați și joc sau faci să sufere persoana de lângă tine, deși știi că ea te iubește pentru că tu nu vrei să te atașezi, dar după aia când te îmbolnăvești, te bucur că e cineva care chiar ține la tine și îți dai seama că toate acele distracții pe care tu le aveai în fiecare seară, ale au venit, s-au dus. Dar e, e, important să ai pe cineva drag care să țină la tine. Așa astea cu romcom care îți dau și o morală și mai un film. Un film care să mă spargă. Uite că pun și eu tot din ăsta, din cu Spider-Man și cu ăștia, cu Avengers. Îmi place astea cu Iron Man. Mie, cu Iron Man, cred că atunci când a murit el în 5 Infinity. Endgame. Endgame. Atunci mi-a plăcut. Ăla m-a spart iar că plângi, că nu știu ce, că ești de mult. Și Iron Man e și personajul meu. Eu, eu aștept să se întoarcă. Nu, nu, da, tu crezi că la ăștia, că la de Walking Dead, că se întoarce. No nu cred. Am și citit, îți da, dar sunt, da, sunt multe din astea, că ăștia, dacă de multe ori am citit că ăștia de la DC și de la Marvel fac filme după teoriile fanilor, că fanii sunt atât de nebuni încât fac teorii din asta. Vezi că ăla a murit așa pentru că nu știu ce. Eu așa da. am fost șocată, tot timpul mi-am imaginam cum ar fi ca supereroi să aibă animale care să ai fost puteri și a apărut Super Pets. Eu sunt nebun de da, da, animații, cumva da, da, da. îmi plac, și a apărut Super Pets și zic, bă, dar chiar idee e foarte, foarte bună. mult din comentarii, din ce spun oamenii, pentru că dacă spune unul și deja se răspândește în masă, dai seama că deja ai un grup de oameni care s-ar uita la tema da. asta. Cu animațiile, îți plac animații. Da. Asta e iară, uite, animații ca zi cu sol cu sufletul la cu sufletul sau Nemo. Elemental. Elemental foarte. Da. Inside out. Da, asta sunt pentru, uite, iar pentru adolescenți din care au de învățat să se cunoască pe ei cu sentimentele, cu emoțiile. Sing, Ce îmi place la nebunie. cu muzică și cumva e făcută povestea. Eu frum. mai zic, vezi că mereu ai de învățat din filme și din seriale. Adică chiar dacă te uiți la un film nu, nu știu, o comedie în din... Bine, cât ai că înscă, și din comedii, uite cum sunt comediile da. romanțele, chiar poți să înveți. Dar e bine să prinzi mesajul ăsta din spatele poveștii. Dar uneori ai nevoie de comedii ca să-ți uh, dea o stare, nu neapărat să da, înveți. Da. Pur și simplu să-ți o stare un film comic. Poate nu ai nevoie da, de fără, fă, Nu vrei un film psihologic mereu să-ți exact. rupă creierii în două? Vrei Sau să... o dramă, poate tu ești, exact. nu ai o stare prea bună, nu te uiți la drame, da, A, te uiți la da. comedii. Dar de multe ori faci să plângi să te mai descarci da, și da. te ajută un film. Da. Hai, ce mi pregătești Hai să începem primul joc. De data asta, cu dulce. începem cu ceva dulce, că după aia îi dăm cu alcoolul. Așa, știi regula, Iară jucăm. iar vreau să fiu virgilian, să da. Deci mănânc dacă ghicesc sau mănânc da. dacă nu ghicesc? Mănânc e premiu. Mănânc dacă ghicesc. Ghi Patru variante de răspuns, A, o, evident una singură corectă. L-am făcut mai mult și pentru oameni poate nu au informațiile astea, am făcut un research pentru informații, poate nu le au și e bine să le știe. În asta e bine să faci shorts după. Da. Care este primul film sonor din istorie? Sonor. Și avem așa. City Lights în 1931, Casa Blanca 1942, To Kill a Mockingbird 1962 sau The Jazz Singer Casablanca. 1927. Casa Blanca. Jazz Singer, 1927 Asta e primul film, film care, a, care a avut și audio Da În restul, -au 1888 mult? a fost primul, primul film 1900? 1888 mai. Primul film care încă există Că mai sunt filme care s-au pierdut De care nu se știe cel mai, puțin. Mai, Nu știam Trebuia da. okay. să mă și logică Jazz cu muzică Cine a regizat filmul Jurassic Park, 1993? James Cameron? Da. St Steven Spielberg? Guillermo <laughs> Model Toro sau Hitchcock? Păi, dacă am zis, da, la primul, tu ai dat din cap. <laughs> Al, nu. Doilea m -am da. Al doilea m-am gândit. Al doilea, zic cum? S Steven, Steven Spielberg. Steven da. Spielberg. Da. Mă jumătate, dacă răspund la următoarea. Bun. Care este cel mai bine cotat film de animație, că vorbeam de animație, a tuturor timpurilor, conform IMDB The Lion King, Kung Fu Panda primul, Toy Story primul sau Hotel Transilvania primul? The Lion King. Bravo, bine. pe, pe animații, am zis. Bun, iar aveți la care plângi cu The Lion King. Da, 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 Problem. da, clar. Cine a jucat rolul principal în forest Gump? Harrison Ford. Al Pacino, Tom Hanks sau Nicolas Cage? Tom Hanks. Bun. Bun. Să vezi că sunt... Aș, uite, ăsta e unul din filmele mele preferate. Vezi, nu mi-am adus Da. Adică plângi, râzi. Da, are de toate. Trăiești acolo cu actorul. Da, are de toate. Top, da. Că -ți ziceam de Lord of the Rings, ia să vedem. Știi cine a regizat Lord of the Rings? Tim Burton, Peter Jackson, Tarantino sau Clint Eastwood? Peter Jackson. Bun. Oh. Vezi că mai... <laughs> bag, bag. Care este Titlul complet, vezi că aici cu Skepsis, al primului film din seria Star Wars. E episodul 4, A New Hope, episodul 8, The Last Jedi, episodul 1, The Phantom Menace sau episodul 3, Revenge of the Sith. The First Jedi. El. nu era așa, nu? Mai zi primul, cum se era primul. A New Hope. Asta. Asta. Știi că e ciudat, a început cu episodul 4. Dar nu nu înțeleg. Oricum, eu nu, nu știu dacă le-am văzut pe toate. Că oricum, cel mai bun e ăsta ultimul, din 2015 sau ceva. E că e, e da. cel mai bine cota pe da. de și ce mai mulți bani băgați în el. Dar știi când a apărut primul, nu? Nu. Hmm. 1977. A, pe -a asta, vezi? asta, Și au început cu episodul 4, <coughs> tocmai ca să creeze controversă cumva și să aibă după aia subiecte. Episodul 1, cred că e al șaptelea, al optelea, ceva de genul ăsta. Ca și, ai văzut asta de pe Netflix, Kaleidoscop. Nu care are 8 episoade, fiecare episod e o altă culoare și tu poți să te uiți în orice ordine vrei și o, poți să ai mai multe finale, finaluri. Finaluri, ok. Poți să ai mai multe finaluri ale, al serialului. E bune? Da, o să te mă uit. sparge creierul oricum. tu poți să începi cu orice episod pe net, poți să găsești mai multe variante de cum să începi. De, da, de combinații. Deci tu poți să te uiți cum ți de dă Netflix în ordinea aia, dar tu, dacă vrei, poți să-l pui pe MV, să înceapă în altă ordine și o să zic că tu o să, o să pară că v-ați uitat la două seriale diferite. Ah, ce tare! No, Super tare. tare. Bun. Cine a jucat rolul lui James Bond în Casino Royale din 2006? Pierce Brosnan, Daniel Craig, Sean Connery sau Timothy Dalton? În 2007? 2006. Casino Royale. Mai zi o dată, al treilea, mai zi o dată Sean an. Connery. Daniel Craig, Pier Pierce Brosnan sau Timothy Dalton? Spoiler, toți au jucat. Păi eu știu, dar eu nu cred. Daniel Craig? Da. <laughs> eu știam că Daniel Craig le-a făcut pe ultimele cât? Câte? Uh, nu. Au fost undeva la mijloc. Păi da, Craig. acum... Păi ultimul cine este ăsta ultimul care joacă? În James Bond. Tot Daniel Craig. Tot Daniel, nu da? Da, tot da? Daniel Craig. Da. da. Acum de anul viitor Și o să înainte, fie unul. Înainte de el a fost Timothy Dalton ăla mai frumuselă a fost înainte, nu mai știu înainte cum îl cheamă. două are Timothy Dalton aia știu sigur că două are și cele mai multe are Pierce Brosnan La, El și după aia cel Daniel Craig cred că are cele mai multe ok bun Daniel Craig cine a interpretat rolul lui Joker în The Dark Knight? Heath Ledger Jared Leto Jack Nicholson sau Joaquin Phoenix? în The da, head, Heath Ledger care a da. și murit și au luat Oscar Da. da top, da, da, da. foarte da. bun da. eu aștept să apară dar știi că nu, fii atentă pentru că ai zis ăla, dar știi că toți, cine a jucat Joker a luat Oscarul. Hakim da? Phoenix a luat Oscarul pentru Jokerul din da, 2020. Da, da, ce frumos. Pentru Jokerul, pen, deci cine a jucat Joker -ul? are Oscar, cum ar să cauți pe net. Deci wow. orice actor, Superstar. mai zicea unii, vrei să-i Oscarul, <laughs> joacă <laughs> Joker. Știi că apare cu Lady da, Gaga, să fie top. Uh, da, abia aștept să văd. Eu pe ea vreau să văd. Și vezi că sunt niște scene din Jokerul 1, care a fost el singur, și în Joker 2, în trailer, arată că ea trăiește aceleași... Uh, trece ace prin acelea stări și cumva uh, e ideea că sunt amândoi doi nebuni, doi buni Știi scena când coboară el pe scări? Da. Acum o să coboare cu ea. Când el no. plângea, plânge plângea acum cu ea. Adică o wow. să fie, o să fie Avea. șmecher. s putea iar pe la Oscar ceva. Cu... Bine, pentru mine Margot Robbie a jucat-o pe uh, da, da, foarte bine. dar da, da vreau să vreau să văd. Aia, din Shallow Din Shallow, da. Oh, hai, da, da. Da, 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 Că ți-am la început. Care e cel mai scump film realizat vreodată? Avatar. Avengers, a, iar -arunc. cred că le știu la Avengers Endgame, Pirații din Caraibe at World's End, Star Wars The Rise of Skywalker sau Batman vs. Superman uh, Dawn of Justice. Mamă, aici e o bătălie că și Avengers a, a costat foarte mult că sunt multe efecte speciale. Deci poate să fie ai zis Avengers, poate să fie Batman vs. Superman. Ai mai zis la doi. Pirații din caraibe. Nu, asta e, e în top, e. dar nu e cel mai scump. Atunci, Avengers. Da, da. Avengers, endgame, nu? Da, da. da, Încă nu l-au depășit. Deși din 2019. Bă, da, nu? ziceau ăștia că au costat avatarul 2, pardon, peste 2 milioane, 2 milioane și ceva. Și mi se, 2 miliarde, scuze. 2 miliarde și ceva. Asta e mai mult. 300. Sau ori. că le trebuiau 3... bani din bilete de 2 miliarde și ceva ca să. ca să acopere. Da, nu, ăsta azi deci am Avengers e. Asta ăsta e. Asta e. e. Endgame-ul. Cine a jucat rolul principal în The Revenant? Ar trebui să știi fără. A, ăsta e Leonardo DiCaprio da. și-a luat și Oscar. Nu? A Oscar, primul fără. lui Oscar. Po, oricum oh, am poți ai... să mănânc atâta dulce, <laughs> că am mai dat mai multe răspunsuri da. Corect. Da, bun, fii atent. Acum trecem la jocul care, și cred și ne... și ne... ceva. care cred că ne place nouă cel mai mult. Fistic sau caramel sărat, cu ce începem? Oare ce greu îmi dai. Um, orice vrei tu, că să am două, nu-mi plac niciuna. <laughs> Deci hai să vedem cum facem. Avem două tipuri de cartonașe. Da. Unele pe care nu le știm. Asta nu le știm nici eu, nici tu. Astea pe care le-am pregătit eu. Bun. Deci asta tu le știi. Da, eu le știu. Și ce facem? Tragem unul câte unul? Tragem unul câte unul. Hai trag eu că tu mi-ai pus întrebări până acum, spun eu. Așa, și ce să fac cu ăsta? Trebuie să-ți tras... pui pe frunte. Așa. Eu trebuie să-ți Descriu actorul sau un film A, stai cu... mă că l-am citit Eu nu trebuia să-l citesc A, tu nu trebuia să-l citești da. Nu, 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 nu să-l pui Acum Am să cita, uita, Da, da. să-l pui direct pe frunte Da, eu le ofer să-l citesc și îl pun pe frunte Nu știu dacă l-am pus bine E bine E Rose din Titanic Și cum o cheamă pe actriță, nu? Da Mamă, stai, stai Că e asta prietena cea mai bună lui Leonardo DiCaprio Da uh. Bă, ce slăbău Mamă, că știu și serialul ăla cu ea. Am mai jucat Leonardo Dica. DiCaprio și Kate Winslet. Așa, Așa. ca să fac legătura. Bun. Gata. Bun. Am că aveam două aici, le iau pe ăsta, nu la. Nu, nu, n două. Nu, am pus o etichete. Nu, nu, nu. A, da? da. A, ca să nu se vadă prin. Da. Ok. Și ce Poți fac? Să... Eu beau ca m -a... ai ghicit. Mm, pe... Hai să vedem. Aici nu știm ce e. Ce dulce, am, am pus bine? Da. Zic, cel mai cunoscut cu președinte al Americii. Uh, cel a mai apărut cu... în asta în uh, filmul de Crăciun. Era hotelul lui. Mamă, să joace acum Sebastian San, rolul lui. Președintele pe care îl urăsc toți din America. Cine? Trump? Da. Ah, bată <laughs> <laughs> cu pe Trump. Băi, mă, numai la ea vechi. Nu, că nu, că nici eu nu-s pe ea. Nu, cum îți plac bilcegăriile astea? Ah. <laughs> Dă altceva, în afară de fistic. Ce nu ne facem. N-am vrut să aduc pe că îmi puțeam aici atât. Îl ridic sau so da. pui în pahar? Hai, Hai pun în pahar. Am plecat, ridic asta, da? Da. Te văd. Te văd dacă-s bun și ghicesc. Uh... am pus bine? Da. E, își face cascadorile singur. Tom Cruise. Da. <laughs> ce, ce bun sunt. Da, da. acum, a, tu ei. Da, poți să bei sau poți să mai aștepți. Cum vrei? Mai aștept că mă mă spartă. A, zi din Oppenheimer ăsta ce are fizician. Bă, dar ar trebui să-ți dau să nu ghice sau să ghicești? Cum vrei. Hai, cu a, teoria relativității. Ți un minut una pe sobă, nu o să fie la fel de rapid, nu trece timpul la nu fel. Nu-i Newton, new nu-i Newton, nu. No. Relativitate. Aust austriac el, nu? Sau nea? austriac. Dat afară de la el din țară, s-au dus la american și a făcut bomba asta din Oppenheimer. El a scris la bază toate astea. A, ah, vezi că e click, s dat toate astea, trebuie să știi. Deci, ții un minut una pe sobă sau stai un minut cu o fată, cu fata pe care o iubești? Deci, timpul diferit. Deci, e teoria relativității, că asta e. Okay. Cum îl cheamă pe ăsta? Nebunul cu părul mare. Ah. <laughs> <laughs> Am luat bine? Invers. Am ah, să închid ochii, dar pare că puteam să-l văd. I'm just Ken. Ah, Ryan Gosling. Da. Bun, ușor. Dar vezi, ar trebui să... Dar nu, e bine să-mi dai ca să ghicesc. Da, bun. Zi ăsta care a inventat Facebook-ul. Uh, Mark Zuckerberg. Da. Zuckerberg. Da. Bă, dar ar trebui să le arătăm și la cameră. Dar cred că dar se, se vede de-acolo, vede, nu? nu? Invers. în uh, Batman din the Dark Knight. Batman. Da. Matt Damon. Nu, The stai că nu vă rog, zic cum îl cheamă pe ăsta. O wow. jucat și recent, o jucat în Ford vs. Ferrari. Conducea Fordul. Christian Bale. Da. Ai văzut Ford vs. Da, Ferrari? Nu, foarte bun. Foarte bun. Bu 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 da, da. Acolo e și Matt Damon, da. Mam fotbalistul meu preferat. Nu e ca și cum Cristiano Ronaldo. Da, da. Dar bă, dacă nu scrie Cristiano, poate era cel Ronaldo, da. tare. Știi că e, probabilitatea 90% să fie fotbalistul tuturor aproape. De-aia a fost foarte Messi, Așa, știi Hunger Games? Da. Tipa. Jennifer Lawrence. Da. Sunt foarte bună. Ești, ești. Ghineam că n-am mai de filme aici. Aici tu n-ai de filme, asta da. nu să zic. vezi tu acum iar, tu ai din ăștia președinți, scritori, e scriitor de dragoste, asta cu Julieta. Nu? William el, Shakespeare, da. o scris Romeo și Julieta. Hai să mai și bem. Hai, noroc să, timișoara, să <laughs> Pentru Timișoara Bem pentru filmele scurte pe care urmează să le facem pe YouTube, să vedeți acolo nebunie. Uh, una dintre cele mai frumoase actrice, actrițe a jucat Maleficent. Uh, asta lui Brad Pitt, fosta, uh. soția lui Brad Pitt. Da, aia, ai, ai. Cu buzele alea frumoase. Știu, știu, știu. Lasă de la Like da. an angel. Da, mă, de la fisticul ăsta că nu-mi place. Cum o <laughs> like an asta am vorbit despre ea, că și-a pus albinele alea. Uh -huh. nu și-a făcut duș o săptămână ca să stea albinele alea pe ea la poză. Like an angel. angel. Angelina Jolie. Da. <laughs> Chiar azi, știi că nu și-a făcut o săptămână baie și nu s-a parfumat, a da. făcut o campanie din asta pentru umanitate, Dar, că știi că albinele dacă da. ar dispărea, noi n-am mai avea oxigen, nu știu ce, și nu, nu și-a făcut ușor o săptămână. Am văzut. Hai. Mamă, să mă rămân să tai numai din ăștia. Uh, ăsta ce vrea să meargă pe, pe lună acum și ne pune cipuri în creier. Teoria, hai ah, mă, cu Tesla. Cine a făcut Tesla? Cui e Tesla? Uh, stai, Twitter Elon Musk. Da. Mă tu trăit un actor. Hai <laughs> că-ți caut un actor mai bine. Oh. A, ah, că și l-am citit. Johnny Depp. Da, <laughs> dai, să... da, aici poate îmi dai uh, eu, acum e mie scriitor învârte. și de așa și nu o spun. Nevasta lui Jay-Z. Beyoncé. Da. Hai mă că-ți caut eu un actor. Că eu am voie să le ved. Dar tu mai ce scântăreți? Un actor sau un film? N-ai, frate, tu nu ai actori aici. Uite, aia aici, unul. Un film. E și nume de film și un actor. Întoarce-o ca să se vadă și la cameră. Deci e, e asta ce... E, el e un detectiv. Sherlock Holmes? Da. Asta am dat și ușor. Păi hai, tu ești acolo. Eu, eu, dar mă uitam dacă mai e alți actori aici. Nu mă, aici ai muzicieni și președinți, mulți. Soțul lui Angelina, fostul soțul lui Angelina Jolie. <laughs> Brad Pitt. Da. <laughs> Bun, e că mai avem câteva. Bă, Mamă, ce din, asta. din trei trebuie să Nu pot să-l la... să Întoarce. Președintele Prusii. Putin! Uh -huh. Vladimir! Da. Întoarce. Uh, o să apară în curând um, Bad Boys cred că îi zice ceva cu end. Așa. Și ce l a jucat The în Bad, bad Boy. Boy, one of the bad boys. Hai, ah, dar zi-mi un film în care am mai jucat. A jucat în uh, în ce mai Will Smith? Da, Will ah, Smith. în ah, da, ce mai Ca stai că nu The Bad Boys, da. da. <laughs> da. În asta ultimul, I am Legend. I am Legend, așa. Uite, da, din Avengers al tău cu ciocanul. Bărbatul uh. cu ciocanul, da, vezi? Ușor, da. Uite, mă, nu l-am văzut pe el. Întoarce. Întoarce. Deadpool. Uh, Ryan Reynolds. Bun. Abia aștept să apară, a apărut astăzi trailerul, da. Deadpool vs Wolverine. A, a apărut Wolverine. al doilea trailer, da, foarte bun. Comedie. Bun. Ok, acum, o să ghițești filmul după scenă. Hai să vedem. Hai să vedem dacă pot. I am your father. Îi zice este Darth, Darth Vader. Vader. Cu Darth Vader, pe Star Wars. Da. Gene Kelly interpretează un dans entuziast pe străzile ploioase ale Hollywoodului. Uh, asta, Dirty Dancing? Nu. No. Cine? Cum o cheamă pe ea? Gene Kelly. Și cântă. Da. E, e, mai mult cu cântat decât cu dansat. Și e în ploaie. Na, 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 na. nu e asta, Dancing in the Rain. E singing in the Rain. No, A <laughs> cântă ceva mai. No, da. Sebastian și Mia îți dau un spoiler, se bește nejucat de Ryan Gosling, dar se pe scară în timpul unei reprezentanții... O, asta la, la, nu-i La La lent. La La lent, da. Armatele se unesc pentru a lupta împotriva forțelor întunecate ca să salveze pământul de mijloc. Pământul de mijloc? Da, unde era pământul de mijloc? Armatele se unesc. Uh -huh. Forțele răului. Un ochi cu ăsta, Lord of the Rings Da, e ultimul Lord of the Rings Da, da. A, dar nu știam cu pământul de mijloc Acum, tot cu Domnul Gosling, că ne place de el Noah și Ellie dansează Într-o barcă, pe un lac Într-o scenă română da. Uite, asta e unul dintre filmele mele preferate Why, Am, no... foarte bun. Am și plâns Șeful Brody își exprimă Șocul și teroarea în fața Dimensiunilor unui rechin Și rostește You gonna need a bigger boat Uh, e de groază. E curechin. Uh -huh. Meg. Uh -uh. Nu. Uh, nu. Fălci. Fălci se traduce. Da. Zi, cum e în engleză? Jos. Ăla, fălci, da. Deschide așa, cer să-l interpretez. E capul lui într-o ușă și ah, A, da, de... Johnny! Cum n-ai de groază cu ăla? E cu Jack Nicholson. Da. Ha, oh, nu, no, nu o să ghicesc, nu vine. The shining, da. the shining, da. cu oamenii din spatele ca cu omul din spatele camerelor. And who is the Thunder Buddy? Thunder Buddy? Nu știu. Ba, trebuie să știu, dar... E cu uh, Mark Wahlberg filmul. Dacă, dacă zic personajul, gata, am zis filmul. Thunder e Thunder, thunder Buddy. E un ursuleț. Ursuleț care vorbește. Ted? Ted, da. Și ce cu zici ceva el, de, de a, de, Deci asta era replica. Da, el ah, e da. da. La da, cu Marco Albu, wow, ce mi place, da. Ce, uite, și asta intră în topul filmelor. Hai să mai dăm un șat înainte Care de, de comedie? De ultimul dal pe la terminal. Ah, ce mă spari. Că... o să o să creadă lumea că, că să sunt vecini. Nu mai e dulce, rău, eu nu pot să beau de asta, dulci. Mai bine dacă era altceva, cum ai spus, Suică, chestii. Data, să... o, să... știu, data viitoare am o pălincă Astea sunt dulci. Îi zicem, îi zicem în Mario că luăm un odorizant de cameră și aduc o pălincă Uite, ce e de o comedie bună cu, cum era și ăștia, cum înseștia, cu Hangover. Aia da, nu se Hangover, par. da. Alea comedii comedie, te, te spari de râs. Bun. Acum. Și vreau ciocolată cu alcool. Vreau să te pun în niște situații limită și ți imaginezi că doar una este disponibilă, adică nu ai altă cale, știi? Dacă ar fi să alegi să fii Thanos din Avengers sau Jack din Titanic, ce ai alege să fii și de ce? Ah, aș vrea să fiu Jack. Ai vrea să vin, ai vrea să mori. Da, dar și băiat de treabă și m-ar ține minte, așa? Dacă aș fi nu, sau și băiatul ăla rău, ce o moară pe ăștia. Deci prefer să fiu băiatul bun. Da, prefer să fiu băiatul bun și să mor, ca să mă țină minte lumea. Înțințe. Și oricum, dacă eu eram Jack, nu muream, că ziceam că aveam loc amândoi pe Bucata da. aia de lemn, că s-au făcut după aia stăzii, da. puteau în o grămadă de poziții să stea liniștiți doi Așa e, puteau să, puteau să aleagă o ușă mai mică când au da. filmat no, E incredibil frate, dar Jack aș vrea să film, nu? Dacă ai putea avea doar superputerile lui Batman sau doar superputerile lui Superman, pe care dintre cei doi ai alege? Pe Superman pe Superman, de ce? Păi, dar tu știi că. Care Batman e, put e mai bogat. Păi, da, nu știi glumea că puterea lui Batman este. Are bani? Da, și mai era. Deci puterea lui. Aș vrea să am puterile lui Iron Man și a lui Batman combinate, că amândoi sunt cei mai bogați. Adică, e da, Doar da. bani aia era puterea, bani, super puterea bani lor. Că și-au da. făcut costumele pe bani, Bă, la Batman tot pe bani. Deci da. Aș alege Superman ca să fiu pe forța mea. Ai vrea să fii Frodo din The Lord of the Rings sau Harry Potter din Harry Potter? Ah, dat doi mici, adică nu dai unul mai înalt că l-ar pe ăla. cred că Frodo... Uh, ce e Frodo și ăla din Harry Lord Potter. Harry, Harry Potter. Harry, Potter, aș vrea. A, Harry Potter da, da, Harry e mai faimos cumva. E mai faimos. E mai faimos da. Dar știi că a trecut printr-o dramă foarte mare. Harry Daniel Radcliffe? Da. Adică mergea uh, beat deja la filmări și asta ia Era copilul care a avut mare succes, a făcut foarte mulți bani și n-a știut să-l gestioneze. Adică a dat-o în latura cealaltă, exact cum a dat-o și ăsta din Home Alone. Da. Și uh, i-a trebuit foarte mult timp și ce el nu-și dorește neapărat faima aia, pentru că i-a fost foarte greu și nu mai vrea să-și aducă aminte de momentele alea. Și își aduce exact ca și ăsta din Friends. Uhum. Zice, mamă, când am filmat episodul ăsta sau filmul ăsta, eu treceam prin depresia asta și prin problemele astea. Da, foarte trist, dar Harry Potter aș vrea să fiu că și plac mai mult fetele decât pe Frodo. Am făcut și uitat de Frodo. Cine mai știe de Frodo? Cine? Nu știu cum îi cheamă pe Frodo. Frodo. Elijah Hood. Ah, da, mă știu. Și am și văzut un film acum. Harry Bine, Boy. din Lord of the Rings nimeni nu bate pe Legolas, asta da, nu se știe. Și da. Harry Potter. Dacă ar, ai trebui să elimini un film de anul trecut, dintre cele două faimoase, Oppenheimer și Barbie, pe care l-ai eliminat de ce? Mamă, ce greu. Si elimina Barbie. Ai elimina Barbie? Da. Eu Aș nu l-aș no. da pe Gosling. <laughs> <No. laughs> no. Oppenheimer e capodoperă în comparație cu Barbie, dar Barbie are un film bun care se ține minte. Dar nu, Barbie a făcut marketingul bun și. Eu ador aparițiile lui Ryan Gosling cu Emily, și care fac că... The Fall Guy, da. acum. Și se ciondănesc, ia. băi, sunt atât de savuroși, na, na, na. au făcut și cânte, că începe asta să cânte... da fac ce... multe deci, clipuri împreună, da, na, și fac marketing da, pentru un nou bun, film. Foarte bun, foarte, foarte bun. Și mi se pare tare că în marketing pentru un nou film, tu vorbești de uh, Barbie, care e un film, nu ai concurență, dar Barbie și Oppenheimer, dar cumva a trecut vremea lor și au voie să le menționeze, dar da. ei chiar pulsează mult pe treaba asta da, cu Barbie da, și Oppenheimer. Da. Și două pare. filme opuse total, nicio treabă. Da. Deci Oppenheimer. Așa. Oppenheimer, bun. Dacă ar fi să salvezi dintre doi villains, că sunt da, doi răfăcători. L-ai salvat pe Sauron, pe ochiul din Lord of the Rings da. sau pe Voldemort? Pe Voldemort. L-ai salvat mm. pe Voldemort. Nu, nu prea. Mi-ai dat unii doi răi, ăștia chiar sunt răi supremi. Răi supremi, da. Da, n-aveam, că așa poate... Dacă mi-l dai și pe ăsta la ce mi ai zis mai devreme, pe Thanos din Avengers, da. îl, îl salvam pe ăla. Da. Pe ăla poate îl mai faci bun, chiar dacă putea, dar pe ăștia doi nu. Nu, nu, n-ai cum. Da? da? pe Voldemort. Pe Voldemort, bun. Da. Dacă ar fi să alegi dintre două păpuși, fii atent, pe care să o păstrezi și să o vadă și copilul tău, că inevitabil ar vedea-o, dintre Chucky și Annabelle ce-ai alege? <laughs> Pe Anabel, mie de cea chiar e urât rău Și de Chucky chiar mi-a fost frică Da, ai văzut pe Anabel Anabel, gen, nu păpușa din film Care e refăcută Păpușa reală e o păpușă gen din cârpe Așa e ciudățică ea Nu, am văzut, dar oricum Chucky mă sperie Și știi că e și un serial acum, e un serial Chucky Mamă, nu, chiar mă sperie Chucky Serialul și păpușa mă sperie rău Dar Anabel treacă, meargă Că dacă o stai în vitrină închisă Nu-ți nimic Dar cu ei în cameră te sperie Fii atent, ar trebui să mergi la un singur show de comedie, altul n-ar mai fi disponibil în viața ta. Și dintre două, unul ar ține Chris Rock și unul ar ține Kevin Hart. Aici mi -ai dat Kevin Hart. La Kevin da, Hart da, da. E meu. Da, da, și eu mă când ai din român, ziceam Bobonete, dar așa, sau Costel, mi-e de ei da, doi, dar da. da, Kevin Hart e... Da, Aseară am văzut un film, uh, un film cu el foarte bun. Ăla cu tata, da. ai la cu tata. Da. vezi că ăla-i dramă, adică e un da. film în care știi da. că el e noua pe comedie și a jucat ceva dramă. Da. Nu, am văzut, aseară am văzut uh, The Lift, ah, unde bă. fură... Ah, a, da, no da, acolo e, e, okay. e mai răufăcător, acolo da. cumva rău, rău, făcător da. care deci. la fel ții, că... Da, da, Lasă să vezi ăla cu tata. Chiar da, da eu știu, ah, Nu știu, l-am cam urmărit, cam tot ce-a făcut el. Ai juca. dacă ar fi să joci în viața reală, dintre Hunger Games și Squid Games, ce ai jucat? Păi ce, în Hunger Games nu dau bani. Nu, nu e mai de bani, în Squid Games. Ca să, măcar P să am o șansă. Dacă tot mor, dacă și câștig, se iau banii. În Hunger Games doar cine câștigă da. rămâne viu. Da, sau rămâne viu și nu știu dacă nu câștigi ceva, te îți dă o funcție din da. asta sau acum acum. ăsta da. nu te mută nu știu da. ce locație. Da. Da. Da, nu, un Squid Game acolo. Și m-aș bate. Ai, uh, ai văzut uh, Squid Game gen jocul, pe cum l-au făcut nu. pe Netflix? Nu, că nu ți-l recomand. Păi da, știu, de Nu ți-l recomand. Da, rup. Eu și că că să apară aia ai de și în judecată, sau sunt mai mulți care dau în judecată, chiar s-au lovit, pe acolo sunt mai multe, e dubioasă treaba. Nu, eu am fost foarte dezamăgită, eram aproape 100% convinsă că ăla e sezonul 2 și a, cumva am fost, indusă, că noi. Da. Am fost indusă, că a fost în asta. Da. da, 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 Cam asta au fost jocurile de astăzi. ne nice. abia nice. aștept să vorbim din nou de filme, o să găsim niște topicuri fixe. Sper că le-a plăcut și oamenilor. Îi invităm să bea un șat cu noi, dulce, tare, cum le place la fiecare. Mulțumim că am fost cu noi. Timișara Film Society. Ciao. Ne mai vedem.